Principalele operațiuni de restaurare ale ușii noastre se referă la întărirea structurii obiectului, curățirea, adică eliminarea obiectelor străine și a surselor de degradare, apoi îndepărtarea straturilor multiple de vopsea, ce poate deveni o operațiune complexă adesea, datorită straturilor multiple și de tipuri diferite de vopsea ce trebuie îndepărtate. Urmează reintegrarea, adică reducerea vizibilității degradărilor în favoarea aspectului estetic. Protecția, adică limitarea riscurilor unor noi degradări. Examenul tehnic făcut de specialiști permite evaluarea potențialelor riscuri pentru conservarea bunului și necesitatea unei intervenții. Propunerea și alegerea tratamentului ulterior se vor face în funcție de sensibilitatea structurii lemnoase și a diferiților factori de degradare. Iată că suntem într-o fază intermediară a restaurării acestei uși și am decis că este momentul cel mai potrivit să vă descriem pașii prin care am trecut până în acest moment și pașii care mai avem de făcut până la finalizarea proiectului. Florin, aș vrea să-mi descrii cum ați compus voi, de fapt, rezolvarea acestei uși, pentru că ați venit, ați studiat problema, ați decis ce timp este nevoie pentru fiecare etapă. Cum ați recomanda unui alt client restaurarea unei uși de lemn vechi, așa cum este situația noastră, o ușă care are aproape 100 de ani? Da, în primul rând aici am avut o lucrare destul de complexă. Am reușit să o ducem la bun sfârșit datorită multitudinii de metode la care am apelat prin a reface acest suport lemnos datorită vârstei înaintate a lemnului. Am apelat la o metodă a șlefuirii, apoi la o metodă a decapării prin procedeul mecanic. Aici pot să-mi aduc aminte că a fost destul de greu. Sincer, i-am văzut lucrând cu aceste aparate pe care le-ai menționat și tot se rupeau și bucăți din ornament. Am observat că unele erau de fapt un kit vechi, care făcuse așa masă cu vopseaua veche, deci au fost niște probleme care chiar nu le-am bănuit de la bun început. Da, deci am întâlnit mai multe obstacole care cu siguranță a trebuit să le îndepărtăm. Repet, procedura mecanică. Cel mai important este să ajungem la lemnul natur, după care putem începe procedura standard de acoperire a lemnului, de aplicarea întregului sistem de protecție. Deci după ce s-a șlefuit, după ce s-a dat jos și s-a ajuns la lemn, pentru că am avut și o culoare care ne îndepărta foarte mult de original, era verde, am obținut culoarea lemnului și a urmat aplicarea unui prim produs pe care l-ai decis și l-ai ales, bineînțeles, știind despre ce e vorba. Am decis să aplicăm un grund special. Grundul are un rol de penetrare, de întărire al suportului, de fixare al prafului, dacă există, în suprafața de uzură și totodată un rol de aderență pentru straturile următoare. Ce este foarte important și eu până să particip la restaurarea acestei uși nu știam, este timpul necesar uscării acestor produse. Ele nu se aplică succesiv, nu s-a întâmplat în aceea zi și aplicarea grundului și a următorului produs și deja împlinim o săptămână de când ne tot întâlnim în fața acestei uși și vedem cum se aplică și cum se desfășoară lucrarea și mă gândesc dacă ar fi plouat, ce ne-am fi făcut? Sigur, intemperiile sunt un element hotărător în planificarea unei lucrări de restaurare în cazul nostru, dar timpul a ținut cu noi și datorită timpului de uscare foarte lung în cazul întregului sistem pe care noi îl recomandăm, a trebuit să așteptăm de la strat la strat, de pe o zi pe cealaltă, uscarea totală a produsului pentru reaplicarea, pentru continuarea sistemului. Proprietarul a dorit ca această ușă să aibă vizibil atât ornamentul, sculptura, cât și fibra lemnoasă. Cum se obține până la final împlinirea acestui deziderat? Pentru a păstra aspectul fibrelor lemnoase, am decis să folosim o lazură
subțire, în care să pună în evidență în continuare structura fibrei lemnoase, adică aspectul rustic al lemnului, și totodată să ofere o protecție foarte bună la agenții externi. Acest lazur protejează lemnul de intemperiile vremii și de atacurile dăunătorilor. Ce este mai important este că lazurul nu se manifestă ca o vopsea clasică, ci lasă să se evidențieze aspectul natural al lemnului. În plus, mărește rezistența mecanică a suprafeței tratate. Ai nevoie de un litru de lazur pentru aproximativ 12 metri de vopsit, o singură mână. Timpul de uscare este de minim 5-6 ore. Ținând cont că avem mai multe culori, chiar partea de jos a ușii a primit o aplicație de lemn, probabil ca să întărească poziția ei. Din altă familie lemnoasă, din altă culoare, cum o să facem ca toată ușa să aibă aceeași culoare? Am decis împreună cu colegul meu să aplicăm două straturi din această lazură subține pe zona veche, zona afectată a lemnului, urmând ca pe zona nouă să aplicăm trei straturi, și astfel încât al treilea strat va închide destul de mult și va ajunge în același ton de nuanță cu restul ușii vechi. Firma pe care o reprezinți are foarte multe produse și am înțeles că există o garanție destul de semnificativă în timp, ceea ce de fapt ne-a și atras pentru această sesiune de bricolaj, de restaurare mai mult, să folosim această gamă de produse. Cam cât crezi că va rezista? Ce viață mai crezi că va avea această ușă de aici înainte? Păi, look, bineînțeles, cu acest facelift. Cu acest facelift, părerea mea e că probabil minim 20-30 de ani, chiar dacă ea este destul de veche, sistemul de protecție va fi foarte, foarte eficient. Mai există încă o etapă despre care aș vrea să-mi spui doar din ceea ce știi că se va întâmpla după ce mai trece o zi după prima mână de vopsea, și apoi să ne gândim la alte proiecte în care putem folosi alte game de produse de la voi, astfel încât să obișnuim lumea să comunice pe anumite categorii de produse, pentru că de foarte multe ori ne aflăm în fața unei oferte imense și ne decidem greu ce să alegem. Cuvântul lazură este destul de puțin utilizat și cuvântul grunt este des folosit, dar întotdeauna știi când trebuie să-l aplici, ce timp de uscare are nevoie, straturile succesive, trebuie să fie două, trebuie să fie trei. Sunt lucruri care doar cu specialiștii le poți dezbate și doar văzând și făcând, de fapt, putem să exprimăm cel mai bine valoarea unor produse față de celelalte, când și cum trebuie să le folosim. Da, într-adevăr, experiența spune totul în alegerea sistemelor de protecție, în cazul nostru al lemnului. Pe de altă parte și zonele unde se aplică, condițiile atmosferice, timpul, practic rezistența sistemului pus în operă de-a lungul vremii, este un element definitoriu în alegerea numărului de straturi, metoda de aplicare. Mâine vom aplica stratul numărul 2 din aceeași lazură. Aici este vorba de nuc. Iar poimâine vom aplica a treia mână peste lemnul nou pentru a egaliza practic nuanțele între cele două tipuri de lemn, cel nou și cel vechi. Deci mâine, din punct de vedere cromatic, vom avea un numitor comun al esenței nuc pe care am ales-o pentru această ușă. Abia poimâine? Abia poimâine. Al treilea strat de pe lemnul nou. Va fi o uniformizare a nuanței. Mulțumesc foarte mult pentru sfatul specialiștilor, pentru ajutorul specialiștilor și sperăm ca această ușă să fie fericită cu noua față. Hai să sperăm următoarea jumătate de secol, dacă nu un secol întreg.